Am ajuns primăvara în postul mare, scotem zestrea la uscat. Tradiția spune că miercurea din săptămâna patimilor este ultima zi în care se mai pot face treburile casnice. Așa că gospodinele din satul Pelinia, raionul Drochia, au început de dimineață să facă curățenie pentru sfânta sărbătoare. Fiindcă de una singură îi vine greu să le facă pe toate, la ai săi 83 de ani, mătușa Vera și-a chemat prietenele în ajutor. Gospodinele au făcut o clacă ca pe timpuri. Și cu voce iubiușoate, către sauție vorbea. Eu singură și ele ni-s prieteni buni și de atâta le-am poftit. Iacă cum, că la Paști tot se șterge. Așa s-a făcut din bătrâni și așa facem și noi. Tătea să le strângem păturiele și să le putem tătea la loc până la sfârșitul verii aproape și la sfârșitul de vară iar le uscăm. Au învățat să respecte cu sfințenie toate obiceiurile încă de mici copile. Iacă așa tătea ieri sâni și printre covoară să mai pune flori de tiei, să pune pentru mole, să mai pune tun. În vremea din urmă, tot așa, scotem zestrea, uscam, erau atunci, nu prea erau persiene, de este moldovenești și trebuie catate, uscate, să nu scăpăm mole. Dacă îl căutăm și îl îngrijim, apoi îl apuc. Cât de vechi n-ar fi, îl pui pe jos, dai cald, e lucru natural, lână de oaie naturală. Miercurea se face curat, fiindcă e una dintre ultimele zile în care gospodinile se fac curățenii. De atâta miercurea, noi de acum ne stăruim ca să terminăm cu curățenia. Am făcut curățenia tătă cu covoarele în casă, cu castrulele, cu... Și am mai ieșit afară la grădină, că tare frumos dacă văruim și grădina, tare frumos. Tare îmi place, tare îmi place. Să facem, da, facem după putere. Ia uite, ia că te numai susuși și faci frumos. În Miercurea Mare, tradiția creștină recomandă post, rugăciune și spovedanie, deoarece este o perioadă de pregătire spirituală pentru Paști. La Denia din Miercurea Paștelui se pomenește femeia cea păcătoasă care l-a uns cu mir pe Domnul Iisus Hristos.